și nu are de gând să facă vreo fuziune cu niciunul dintre cele două partide. Am vrut să clarific, am reprezentantul Partidului Mișcarea Populară lucrurile acestea să, pe care au fost, care au fost puse de pe domnul președinte Traian Băsescu. Avem o chestiune acum de... Îmi cer scuze că vă întrerup, trebuie să explicăm puțin imaginile. Da. Sunt protestatarii acolo în Parlament, sunt cei din opoziție. Vă rog, chestorii camerilor, să restabiliți ordinea în sală. Se strigă, hoții, hoții, da, e protest acolo, se încearcă, dar nu prea se reușește restabilirea ordinei. Cine iese? Iese PSD-ul sau opoziția? Chestorii. Cine iese, se vede. Da, sunt cei de la PNL în mod evident, și cei de la PMP, și cei de la USR. Nicu Șordan, Raluca Turcan, Robert Turcescu. Iată, s-a unit opoziția. Unde mereu, unde e domnul Ștai Căvaci? Nu este, sunt și ei acolo. Unde mereu este în bani, poziția unde mereu a fost exprimată chiar astăzi, dacă nu mă înșel. Președintele UDMR-ului a spus, hai să vedem textul moțiunii și în funcție de acest lucru ne vom alătura acestui demers AOBA. Și președintele UDMR-ului a mai spus că este o greșeală majoră faptul că s-a adoptat această ordonanță de urgență. Deci este un punct de vedere, zic eu, pe undeva echilibrat. Domnule Ștan Covaci, în momentele acestea, se spune că UDMR-ul are o colaborare punctuală cu PSD-ul. Mai în vigoare vreo colaborare? Pentru că e clar că v-ați, din câte am observat, v-ați poziționat anti-ordonanță. Anti-ordonanță, sigur că da. Este de văzut cum vor evolua lucrurile. Vedem că e un protest parlamentar așa mai rar se întâmplă. Până și în Parlamentul European. Dar apropo de ce se întâmplă la noi în Parlament, lucruri. Ați mai văzut vreodată așa ceva? Da. A fost, eu cel puțin am prins astfel de proteste. Un pește adus, de exemplu. Da, am prins între 2008 și 2012. Am prins cu tăierea firului de microfon. Protestele în interiorul Parlamentului sunt nu neapărat ceva firesc. Sunt o modalitate în care unii parlamentari nu-s de acord cu ceilalți. Bineînțeles că lucrurile acestea se vor calma foarte repede și Parlamentul își rea... Să ascultăm puțin să vedem ce se scandează, ce vedeți, se mai spune. Tocmai vă spuneam că se închide foarte repede Parlamentul în protest. Mai puțin să ascultăm, să vedem foarte repede. Da, bun și după, adică erau nebunii, adică nu mai... Nu ne-au tăiat microfoane. A fost un flash mob, așa se pare. Da, ce facem? Uităm la... Nu este voie să vă întreb microfon. Deci, vă rog să dați citire propunerilor și atât. Pentru grupul parlamentar al USR, lider de grup Nicu Șordan, vicelider Cristian Zaidler, Ilie Dan Barna, Cătălin Brulă, Cozet Paula Chichirău, secretari Lavinia Corina Abu Amra și Claudiu Iulius Gavril Năsui, reprezentantul nostru în biroul permanent, funcția de secretar, Cristian Ghinea, pentru Comisia de Validare, Vlad Duruș. Mulțumesc. Grupul UDMR, vă rog. Îmi aduci cardul de la Grigore. Domnul Marton Arpad. Domnule vicepreședinte, stimați colegi, grupul nostru parlamentar se numește UDMR de 26 de ani și nu dorim să ne schimbăm denumirea. Avem 21 de membri și nu dorim să ne modificăm acest număr. Lider fiind domnul Coru Diotilo, vicelider domnul Sobo Uden și cu subsemnatul Marton Arpad, iar funcția de secretar Culcea Terza Iujev Gheorghe. Pentru funcția de chestor îl propunem pe domnul Șereș Dineș, iar în comisia de numărare și nu de validare îl propunem pe domnul Opiuc Norbert. Vă mulțumesc! Mulțumesc, grupul ALDE. Domnul Avram.
Mulțumesc, domnule președinte. Grupul parlamentar al Alianței Liberalilor și Democraților va funcționa și în sesiunea februarie-iunie 2017 sub aceeași denumire. Cuprinde 20 de membri deputați, lider de grup Constantin Avram, vicelider domnul deputat Ștefan Alexandru Băișanu, al doilea vicelider domnul deputat Marian Gheorghe Cucșa, secretar domnul deputat Damian Florea. În Comisia pentru numărare și validare a votului... Da, e o procedură obișnuită, cea pe care o urmărim. Noi credeam că sunt niște modificări, dar mi-au explicat invitații că e o procedură obișnuită. S-a încheiat protestul foarte repede, cum v-am și spus. De altfel, nu e, cum să vă zic, e bine că anumite tensiuni se duc în Parlament. Până la urmă, ăsta e rolul Parlamentului, ca să facă moțiuni de cenzură, ca să certe parlamentarii între ei, ca să nu fie de... Câteodată, prin anumite țări, se mai întâmplă. Corea de Sud e campioană la democrație. Vorbim de democrație în momentul ăsta.